Mi se pare extrem de interesant cum simte ea să-i scoată așa pe toți la tablă și să îi contrazică. Probabil că au o discuție pentru că s-a dus la țigare, s-a ridicat de la țigare, s-a întors în fața lui Antonio și gesticula așa, gen ca să-l lămurească pe el că ea are dreptate. Asta n-am suportat niciodată. Până la urmă, o femeie respectabilă, indiferent de cum te vezi tu, dar degeaba vorbim despre lucruri de genul, pentru că Irina a intrat în cursa de eliminare, nu mai vrea să plece acasă și caută materiale cu cine să și le găsească decât cu Antonio, pentru că l-a simțit vulnerabil pe partea aceasta de comunicare, gen că simte nevoia să se explice, să discute și așa mai departe, și atunci își caută subiecte cu el, ca apoi, nu, nici măcar 1% nu se gândește că poate Maria s-ar simți deranjată de astfel de discuții, ba dimpotrivă o să spună că ea a vrut să-i deschidă ochii și să vadă cum este adevăratul Antonio sau mai știu eu ce nenorociri. Despre asta este vorba, degeaba ne enervăm noi pe situație, că n-avem de ce. Sunt curioasă când se întorc mâine acasă.